ați venit, doamnelor și domnilor, la o nouă provocare. Sunt Vlad Codreanu și astăzi noi ne aflăm la Centrul de Excelență a Industriei Ușoare. Și desigur, provocarea din această zi la fel va fi una ușoară. Dar pentru cine ușoară? Nu că ușoară, industrie ușoară, doamnelor și domnilor. Invitata din această zi este Cezara. Pleacă mi-a fost de ajuns, plină-s de mirare și dor acum, flori de marți și flori de zile mari. Să nu mă lași fără de tine niciodată, să fii alături când mi-e bine sau mi-e rău. Astăzi, doamnelor și domnilor, o să promovăm produsul nostru autohton. Cezara trebuie să apară undeva de acolo. Cezara! Bine ai venit, Cezara! Bună! Welcome! Salut! Mă rog! De mult cum, cum la tine viața? Păi știi, mi-ai zis de provocarea asta și eu am zis că, mamă dragă, nu știu dacă o să mă descurc, pentru că eu n-am nimic cu cusutul. Cezar, dar vreau Junior, să stai uleat. Cum știi tu cu cusutul? Eu înțeleg că ai văzut acolo că scrie, dar să știi că, da, într-adevăr, astăzi o să fii provocată să coși ceva, nu-ți spun ce, dar va fi o surpriză, pentru că nici eu încă nu știu. Dar ne ducem imediat să fac cunoștință cu o doamnă superbă și care astăzi va fi mentorul tău în ceea ce chiar ține așa de cusut. Da. Tu chiar te gândești serios la lucrul ăsta? Băi, da. Dar vreau să zic un secret și telespectatorilor. De fapt, bunelul meu era cel care cosea foarte bine și mânuia foarte bine cu lucrul ăsta. În păcate, eu nu știu cum așa am o colidarul ăsta, știi? Nu știu pe unde pe acolo. Astăzi, uite, vei avea ocazia să mai înveți ceva, niște șmecherii. Poate mai știi pe viitor dacă o să te lăși de muzică. Nu mă las. Însă nu mă las fără de tine niciodată. Bun, este o piesă foarte frumoasă și una simpatică, așa ca și tine. Bun, Cezar, hai că vorba lungă, ochiul vână să observeșe omului. Dar noi plecăm deja să începem să lucrăm. Da. Cezara, spune-mi, te rog frumos, am înțeles că și băiatul tău, Cezar, îți urmează calea ta, da? Ai așa, vrei să cânte și el? Să danseze, ce vrei? Nu zii! Nu, eu vreau să cânte, dar zilele astea știi ce a făcut? Mi-a luat telefonul meu, eu nu știam. Și l-a aruncat în unde? În toaletă? Nu, așa ascultă și l-a pus pe video și făcea reportaje. Eram la bunica și a făcut reportaje și cu bunica și prin tot apartamentul, ceva de genul, ce mai faceți? Mai scurt, nu știu, cam trei în urmă. Deci, Cezar vrea să fie vlogger? Sau un reporter, sau un bun prezentator. Sau poate să cânte. De cântat, el deja cântă. Doamna Olga, bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ea este Cezara, Olga. Cezara, astăzi să știi, uite, doamna Olga va fi mentorul tău. Și o să-ți spună ce trebuie să faci. Doamna Olga, v-am adus un nou elev, un nou student care trebuie învățat de la început. Care habar n-are ce-i asta. Mă bucur să vă văd în incinta instituției noastre și cred că o să vă descurcați cu bine asta. Nu sunt pentru prima dată aici. Pentru că așa prin 2005-2004 repetam și formația. Așa că eu de-aia și-am zis, Vlad, eu știu care e provocarea ta, pentru că doar am intrat așa, am făcut primul pas. Mi-am dat seama cam ce să fac astăzi eu. Și eu tot mi-am dat seama ce o să faci tu astăzi. Doamna Olga, îmi permiteți să vă zic, Olguța. Olguța, ce trebuie să fac azi, Cezara? Am pregătit niște materiale și cred că astăzi doamna Cezara o să se descurce de minune la o băsmăluță de buzunar. Credeai să ai muși? Pentru Cezar, probabil. Da.
Besmăluța este deja brodată. Deja e brodată? Da, și dumneavoastră o să-i prelucrați margina pentru a o putea utiliza zi de zi. Dar cum să prelucrez? Acuș, totul o să-ți arătăm. Așa este. Plecăm în camera unde o să lucrez, în atelier. Da? Și hai să mai faci cunoștință cu alți lucrători de tăi, colegi. Adio! Cezara, te rog frumos, aici este atelierul unde vei lucra în această zi. Wow, bună ziua! Bună ziua, Cezara, uite câte gospodine frumoase în această zi. E parcă-s la așezătoare, așa e? Foarte frumos. Fietilor, dar voi puteți cânta sau numai să clasiți? Le faci, le pregătești provocare și lor, da? Dar ce faceți voi aici, interesant? Coasem fuste, prelucrăm rochii. Și văd că faceți și haine naționale. Da. Îmi faceți și una pe mine? Și normal, vreau să cred, și normal. Cezara, uite că ți-am pregătit locul, masa unde tu o să stai. Chiar aici, în locul de frunte, da? Da, locul de frunte. Acomodez frumos la proces de lucru. Let's look. Așa. Toată atenția asupra mea. E bun. Primul lucru cu care vreau să vă fac cunoștință sunt cutie cu instrumente. Asta este pernuța pentru ace. Cred că ați mai văzut pernuțe la bunii, poate în altă. Eu înțeleg deja ce zara ce vrei să fac cu dânsa, eu vreau și o pui undeva așa pe aici. Nu, Aveți un farfice mic cu care mergeți la mașina de cusut sau executați lucrările manuale. Așa. Aveți un țăruș în cazul în care nu vă descurcați sau s-a primit un tighel nu chiar reușit, o să descoaseți cu el. Da? Și chiar așa de ușor de cusut? Da. Da. Așa. Hai, vorba, muncă, cum am zis la bine, început. Bine, ce să fac eu acum? Am înțeles că băsmăluța deja e gata. Practic. Trebuie să o finisezi. Așa. Este o băsmăluță brodată. Mi-e dor, ia ce frumos. Fetelor, dar câte răbdare aveți voi? Mai multe. Mai bine că întrebați maestru, ea mai bine pe discuție. Probabil că nu-i pentru mine, lucrurile sunt foarte proste. Cezara, asta este provocarea și trebuie să o execuți așa până la urmă. Așa chiar avem nevoie de așa de multe? Nu. Asta doar așa de frumusețe. Tăiați pe diagonală. Tăiați pe diagonală și atunci firul este subțire și... Uite, ai înțeles? Acasă, deci, când coasem ceva, noi trebuie să tăiem pe diagonală. Cezara. Ideea e că trebuie să o introduci în gură. Stai. Așa, eu trebuie să-mi iau neapărat așa foarfecă. Da. Pentru că, într-adevăr, ea este bună și pentru casă, a? Așa, câte zara, te-l ia spune-mi. Este această otelă, dar ce este ăla de verderit? Lucrul ăsta trebuie să știi tu, pentru că tu hai, spune, asta este o întrebare de logică. Ce este otelă la verderit? Gelul de ras. Bine, și trebuie să facem și nodul sau? Nu, categoric. Categoric. Dar cum fără? E ca așa gine, întoarceți pe revers. Așa. Așa. Și... așa, revers. Așa. Îndoieți o dată la 0,5 și a doua oară la 0,5 și o fixați. Primul punct este un punct de întărătură. De ce și nu se face nou? Face nod numai bunica Ileana. Păi noi tot prima, facem nod, nu? Prima îndoitură 0,5 și a doua iarăși 0,5. Și eu trebuie să știu încă care e 0,5. Băi, cred că ați învățat la școală, ați folosit rigla, deja asta apare vizual. Zara, hai pui, stai. Deci doar câte una sau câte două, trei, așa? În general, câte un pulsătură? Ai executat prima împunsătură. Așa. Și te întorci înapoi. Când tragi, vezi așa. Și exact așa se fac mai departe? Sau? Nu, mai departe nu. În mai departe merge așa. Da. E, nu mă descurc eu la cusut. Poate mai bine la cântat. Atunci, fetele, voi ați cântat împreună cu mine refrenul. Dar refrenul e foarte simplu. Au, au, puișorul meu cel drag, au, 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 au. Bădișorul meu,
Pe-al meu puișor, nu las până mor, că-i băiat de sat, ne-am luat din drag. Pe-al meu puișor, nu las până mor, că-i băiat de sat, ne-am luat din drag. Cum iri, fietele? Au, au, puișorul meu cel drag, au, 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 bădișorul meu. Cum iri, fietele? Au, au, puișorul meu cel drag, au, 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 bădișorul meu. 2, 3, 5, 4. Deci, gospodinul trebuie să facă și lucrul ăsta, nu? A, vezi? Ce să bucure mama mea când o să vadă că eu am venit aici să învăț cât de cât măcar ceva să fac din domeniul ăsta. Păi când ajungi acasă că... la mama, îți dai de lucru. Eu să ajung seara acasă. O să ajung seara acasă, să mă duc la mama special și zic, mama, uite eu astăzi ce-am făcut. Și zic, iată, sunt ca și tine, practic. Deci cu mama mă numește foarte bine cu acu. Ah, eu la capitolul ăsta cam... Made of glass, it seems you're shattering, shattering a part of me. And I can take it. Ai spropi sferu, presez și de iabur, așa. So hollow, your voice is narrow, making a pain. Și în felul dat ai fixat toate marginile și să-ți fie mai ușor să te ghelești și felul să fie mai calitativ. Deci, cu Doamne ajute! Așa, deci, eu pun mai întâi? Da? Nu, nu, nu! Așa! Wow, mi-a plăcut! Ia să vezi! Așa! O! Perfect! Păi, te discută ca din mine! Până la momentul dat, cum s-a descurcat Cezara? Foarte bine. Foarte bine s-a descurcat. Un pic n-a respectat lățimea. Foarte bine. Eu am zis că cum o să coși, așa o să te folosești de ea. Dar pentru prima dată este foarte bine. Cezara, acum te uiți, te înveți cum trebuie să coși, după care trebuie să te așezi tu și să-ți termini băsmăluța ta. Uite ce este important, fiindcă trebuie să execuți tighelul la un, la un milimetru de la marginea îndoiată. Stimați telespectatori, pentru Cezara în acest moment sunt niște chestii utile, dar și stresante pentru ea, pentru că este frică să coase. Cezara, nu trebuie să-ți fie frică, totul este ok. Deci, dacă ceva, iei piciorul de pe... Pedală. Pedală și atât. Și atunci ai stopul, da? Da. Hai să dăm. Uha! Hei, hai, că Doamne ajută-ți! Pentru ceas bun, la această păi, pornire... Eu trebuia să iau ghete pentru... Poți să-ți scalzi. Dar el e dreaptă. Nu e dreaptă. Sau e dreaptă. Nu e dreaptă. Și ce să fac acum la basma? Eu e dreaptă. Cezara, ia-te o dată în dreaptă. Lasă! Nu mă speria că eu prima dată fac asta. Și? Și cum am scos eu acum basma? Ia! Absolut așa e pus și... Dirijez cu mâinile. Mâinile sunt pentru a dirija... Gata, gata, unde ești? Cum unde mă duc? Trebuie să scot de aici acum. Hai, așa. Trebuie să arăți, spun, să râdii și asta, să le șapă acolo, să coși, să coși mai departe. Ia lasă-mă, ia uite, ce să fac eu acum? Dar ce să fac ca să fii dreaptă? Hai, încearcă așa. Așa, acum treci la băsmăluță. Este husa pentru Vlad. Da, mulțumesc, dar n-are nicio gaură. A, are una, parcă e tot bani. Ia că uitați-vă cum Cezara a cusut, vedeți? Iată, și iată Cezara, cum poți să coși așa ceva? Hai că asta a fost probă. Uite, acum o să fie bine. Indiferent de cum e însăielat în cazul dat, leacă mai lătuțul, leacă mai... Acum trebuie să te ghelești paralel cu marginea. Dacă noi am gherit la 2 mm de la înduitură, dacă este abața, pe urmă rezervă asta o să-ți iasă în afară la prima spalată.
Dar puțin-o ce zara cu mâna și faci. Idla dânsa, îți scapă smăluța. Ți-am zis să arăt eu. Să iei de bani înțeles, domnul Cezara. Una, doi, trei. Hai, Cezara, păi. Trei. Foc. Foc. Nu te grăbi, Vlad. Ia-ți faci, Vlad. Ia uite pe smăluța, Vlad, acolo, Vlad. Eu nu înțeleg, provocarea e pentru Cezara sau pentru mine? Pentru Vlad! Mie îmi place, mie îmi place! Pentru Vlad! Uite Cezara și de frumos eu am cusut! Bravo! Ia zi-au-te, drept! Bravo, bravo! Vlad își schimbă profesia! Fugi! Asta este Samele, eu știu! Hai, fugi, fugi! Eu m-am descurcat, dar nu știu să vedem cum ai să te descurci tu. Eu cred că mai bine decât tine m-am descurcat. Eu cred că s-a descurcat mai bine. Ai văzut că a mea e mai bună. Și pot să vă spun, oameni buni, Cezara s-a descurcat, dar mă duc să văd ce zice doamna profesoară. Ce notă îmi pune mie și ce notă îi pune lui Cezara. Doamna profesoară, noi gata, am finisat. Vă rog frumos, asta a cusut eu, asta a cusut Cezara. Foarte bine. Eu știu un segment extraordinar. Foarte bine. Da. Spuneți-vă voi spre viț, vedeți? Dar eu, cum am descurcat? Acum și-a dat mă uit Cezar la un milimetru, doi, super. Tot nu e rău, știți? Eu mai genetică de însă. Ai dat-o și aia, ia zi-a. Da, un pic aici, să vedeți. Ei, dar plouă trei chestia, mă. Geamul-i deschis, băte vântul. Așa bine. Bine, bravo! Bun, mulțumim foarte mult, doamna profesoară! Ce place, e vizio! Am dat place! Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, pe când noi pregătim o altă provocare pentru Cezara să mai coase altceva, stimați elevi, vă dăm drumul la pauză! Cezara, uite că... În acest moment mai avem o provocare foarte frumoasă pentru tine. Ai văzut această pernuță în care se pun acele, da? În care se introduc, se înfig. Păi uite că în acest moment o să trebuiască să faci tu o asemenea pernuță. Numai că nu în formă de pălărioară, dar în formă de inimioară. Așa, vezi? Uite, e ca una din chestiile acestea minunate și frumoase, o să trebuiască să faci și tu. Dar, ca să nu mă plictisesc eu, o să te ajut făcând și eu una. Să vedem la cine o să se primească mai bine. Da, ce le umplem? Până la umplut mai aveți. A, dar ce trebuie să facem? Să vă personalizați pernuța. Cu o broderie. Să brodează încă? Da. Și cine dați? Vă dau asta. Și cu brodite. Vale. Mamă, inima mă doare. Mamă, inima mă doare. Mamă, inima mă doare. Lasă-mă la șezătoare. La 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 la. Spune-mi tu, cine-i cine-n gândul tău? Nu știe nimeni, spune-mi tu. Oh, da sau nu? Zi, da sau nu? Da. Reia, ceea ce deține dragostea, dragostea ce rupe din mine, spune-mi tu. Oh, da sau nu? O voce mare a ta. Șezătoarea ai pe cărton meu. Peste 5 ore, tot acolo sunt. Acum ăsta tot o scot, da? Da, prin mașinca, vă rog frumos. Hai, duce la mașină. Da? Eu și mă chină eu cu... Da, mă, cred. Mă, eu tot la mașină s-acum. Nu, te-o simi. Gaz! 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 Toată dragă ți-am făcut-o. Așa. Acum. Ei, Vlad, așa nu-i corect. Doamnelor și domnilor, iată că suntem pe ultima sută de metri
Și Zara deja și-a finisat inimioara, pernuța pentru AC. Eu am fost primul. Ia să vedem, Cezara. Stai să repartizez. Și așa puțin. Pentru că a mea e mai mare, mă înțelegi de aia. Trebuie să introduci mai multă. Asta e mai tare pentru că ta e mai micuță. Doamna profesoară! Două inimioare din partea noastră. Spuneți, vă rog frumos, cum s-a primit la mine inimioara mea? Și Cezara. Da, se vede ce lucru mecanic, ce lucru manual. Este lucru tot manual, este tot e manual. E manual, dar uitați-vă ce ați executat tighelul la mașină, dar aici este lucru, în urma acolo e executat Cezar. Foarte buni amândouă, dar luând în considerație că e doamnă și lucru manual, e clar, aprecierea e mai sus. Și eu și vă spuneam. Foarte bine, dumneavoastră nouă, Cezar a zis. Zece, zece din inimă, zece. Puișor, asta este pentru tine. Să ai ca amintire din partea mea, eu am făcut-o, eu m-am străduit. Un pup și pentru doamna Olga, pentru că m-a ajutat, m-a ghidat și în plus aceasta a zis că pot să fiu elev străgăincioasă. Și eu tot, pentru că am nota 9, Cezar are nota 10. Doamna Olga, noi vă mulțumim foarte mult că ați avut răbdare. Cezara, da, nu te supăra, dar eu cu doamna Olga o voi săruta. Până aici a fost provocarea. Cezara, cum ți s-a părut această provocare? Și băsmăluțele! Asta, și băsmăluța, ia, și aici scrie mie. Asta e a mea? Care? Nu, asta era mea. Asta e a mea. Nu. Asta e a mea. Eu. Jucăm o băsmăluță. Da, cine joacă băsmăluța, îi se sărută gurița. Hai și! Da, cine joacă băsmăluța, îi se sărută gurița. Pune băsmăluța în joc, tirilai, tirila, și sărută-mă cu foc, tirilarala. Pune băsmăluța în joc, gurița mai mare. Cine joacă băsmăluța, îi se sărută gurița mai mare. Ne vă spăluța jos, tiri-dira, tiri-dira, și sărutul drăgostos, tiri-dira. Până aici a fost, doamnelor și domnilor, Cezara invitată din această zi. Și doamna Olguța, mulțumesc foarte mult. Doamna profesoară! Mulțumesc! Succes, fetele! Mulțumesc! Sunt Vlad Codreanu și nu vă spun la revedere, dar vă spun pa-pa până la o nouă întâlnire. Ciao! Back again.